Astăzi a avut loc consfătuirea profesorilor de religie din județul Constanța. Activitatea a fost moderată de inspectorul școlar pentru disciplina religie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța și s-a desfășurat în sala magna a Palatului Arhiepiscopal. La nivelul județului avem o serie de concursuri, o serie de acțiuni de voluntariat care sunt corelate cu calendarul bisericesc și cu calendarul activităților județene, cum ar fi zilele Constanței, dar și cu sărbătorile naționale. Participă astăzi în jur de 110 profesori de religie din oraș și din județ, din cele 4 centre pedagogice. Se stabilesc centrele pedagogice, se cunosc metodiștii, Consiliul Consultativ, se hotărăsc datele olimpiadelor școlare. La întrunire au participat înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului și Vasile Timiș, inspector școlar general pentru disciplina religie. Ora de religie presupune atât vocație, cât și împlinirea unei misiuni. Nu este doar un transfer de cunoștințe de la dascăl la elev, ci este o împărtășire de lumină sfântă și har. Dacă percepem așa ora de religie, suntem mereu cu fiorii prezenței lui Dumnezeu și a harului său în sufletele noastre și acest fior se transmite și la copii. O activitate didactico-metodică prin care fiecare dintre noi, acum la început de an, ca și profesori, încercăm să observăm maniera în care gestionăm o anumită disciplină și, evident, cum facem ca lucrurile să meargă din bine în mai bine. Am învățat de la profesorii de religie că a preda religie înseamnă să aduci lumină, bucurie în sufletele copiilor, dar a preda religie înseamnă și să primești lumină și bucurie. Cu alte cuvinte, vorbim de o activitate sinergică, de o împreună lucrare. Românul spune frumos că darul în dar se face har. La eveniment au fost discutate diferite probleme cu care se confruntă profesorii de religie în activitatea predării. S-a discutat de asemenea și despre implicarea elevilor în activități culturale, sociale și filantropice.